În cadrul Spitalului Județean de Urgențe Sfântul Ioan cel Nou Suceava există posibilitatea tratamentului multidisciplinar al cancerului de sân. Conducerea spitalului precizează că în ultimii 2 ani, pacientele diagnosticate cu cancer mamar beneficiază de tratament de ultimă generație, atât pe plan oncologic cât și chirurgical, pornind de la stabilirea diagnosticului, tratamente oncologice inovatoare, precum și intervenții chirurgicale complexe la nivelul glandei mamare. Pentru pacientele cu cancer de sân primar, cu risc înalt, în momentul de față există o oportunitate legată de posibilitatea de a primi tratament imuno-oncologic preoperator, în asociere cu chimioterapia neoadjuvantă și postoperator cu terapie endocrină adjuvantă. În momentul de față se află în derulare un studiu pe această categorie de pacienți, studiu avizat favorabil de Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Rezultatele preliminare sunt foarte încurajatoare, constatându-se un răspuns foarte bun și dispariția quasi completă a celulelor tumorale la 2 paciente. Se estimează că un număr de aproximativ 1200 de paciente la nivel global vor participa la acest studiu și aproximativ 30 dintre acestea în România și cu precădere la Suceava. Din echipa multidisciplinară fac parte doctorul Motan Doina de la oncologie, doctorul Găinaru Bogdan, doctorul Leneschi Lucian, chirurgie generală, doctorul Lulciuc Cătălin, radiologie intervențională, doctorul Botezan Andreea, doctorul Pascal Alexandrina, Mireanu Luminița și doctorul Ionașcu Georgiana, anatomie patologică, existând o strânsă colaborare între aceste discipline. Dezvoltarea continuă a tratamentelor pentru afecțiunile sânului la nivelul Spitalului Județean Suceava reprezintă un real ajutor pentru pacientele cu acest gen de afecțiuni, care până acum erau nevoite să se adreseze unui centru universitar pentru tratament. Suntem bucuroși că avem sprijin din partea conducerii și că beneficiem de aparatura de ultimă oră. Și totodată dorim să dezvoltăm pe viitor cât mai mult calitatea actului medico-chirurgical la Suceava și astfel să ne alăturăm centrelor regionale din Moldova pentru a deservi un număr cât mai mare de pacienți, a declarat doctorul Găinaru. Investim tot mai mult în aparatura nouă pentru a ține pasul cu modernizarea medicinei. Investim în perfecționarea personalului medical, având susținere necondiționată și consistentă din partea Consiliului Județean, a declarat managerul spitalului, doctorul Alexandru Calancea.